searching for a better thing. When I'm replaced. Stabilă că și face. Wow. Dacă n-am tușit. Mama, mama. Și culmea că era grasul, adică ăla mic stătea cu minte, surprinzător, și l-a apucat pe grăsan. E bine. E reflexia. Plac numele mele. Accident. Crede, dede. Peciment. Culegem palmul ăsta să te ia pe... Ce zici, luați chestia asta? Cu sunet? Da. Eu zic că e de succes. E ce trebuie. Aia zic. Ce frumos arată pe dreapta. Da. Este... vis. Abia acum am reușit să vorbesc, să vă povestesc ce se întâmplă cu acest minunat vlog. Ați văzut probabil din titlu, ați văzut și secvențele pe care le-am filmat până acum, însă mă aflu în minunatul, frumosul și căldurosul pentru perioada asta anului, Brașov. Am mai fost aici de multe ori din copilăria mea și cred că v-am mai spus că am rude aici și revin întotdeauna cu plăcere, nu doar pentru că sunt aceste rude, dar pentru că e un oraș frumos și îmi place. De fiecare dată e liniștit, e curat, e aranjat și avem chiar noroc de o vreme foarte plăcută, astăzi a fost soare. Nu e exagerat de cald, dar mă vedeți, sunt cu sacul ăsta pe mine, cu un plovoraș subțire și chiar sunt în fustă și în ciorap și nu mi-a fost fric deloc, adică m-am simțit extraordinar de bine. Se cam lasă seara și am zis că ar fi bine totuși să încep să vorbesc cu voi acum, pentru că în cazul în care nu o fac, va trebui să vă fac turul apartamentului în care suntem cazați, pentru că e un Airbnb așa, va trebui să vi-l fac pe întuneric la lumină de bec, ceea ce nu pot să zic îndurăți neapărat. Însă sunt momentan aici în baie și cred că m-am auzit cu un pic de eco, așa că o să ies de aici. Și voi începe să vă prezint eu așa cât de cât Airbnb-ul ăsta frumos în care ne-am cazat. Da, știu că este puțină lumină de bec, într-adevăr. Eu speram să nu fie cazul. Da, ia să vedem dacă o sting. Ceva? Cred că nu știu eu de unde se stinge. Bec? Poate de aici? Ia să vedem dacă facem așa. Da, gata mă. Da, acum nu știu cât mai vedeți voi. Ok, deci până la urmă va trebui să ne bucurăm de lumina becului. Poate mâine dimineață avem lumină mai bună și pot să vă arăt ce și cum, care e treaba. Dar înainte de a face asta, mă voi așeza, ori pe scaunul ăla, ori pe scaunul ăla, ori mă voi așeza, uite, aici la bucătăria asta foarte frumoasă și vă voi povesti care este treaba. Așa că, uite, știți ce o să fac? O să vă așez pe acest obiect. Stați așa. Ia să vedem. Stați acolo, dacă vă pun așa. Perfect. Și mă voi așeza eu pe acest scaun. Cât de minunat este. Știți că eu întotdeauna fac construcțiile alea cu hârtie igienică, cu vase, cu cani, cu ce am pe acasă, ca să reușesc să fiți cât de cât la nivelul meu și să putem vorbi. Da, acum e minunat, am și scaun, vedeți și peisajul. Super fain. Așadar, sunt în Brașov, este sâmbătă, e weekend, am plecat de azi dimineață de acasă, undeva în jur de ora 10 și vom sta aici până luni dimineață. Mă refer la mine și la frate meu, l-am luat cu mine pe frate meu, a fost ideea mea călătoria asta, pentru că am avut o săptămână destul de obosită, de aglomerat. N-am mai plecat de multă vreme și simțeam nevoia. Și m-am gândit că tot n-am ajuns la munte în toamna asta, când e atât de frumos. Și eu cred că la munte, de fapt, cel mai frumos e toamna, pentru că sunt așa culorile astea fantastice. Și am zis, dacă tot sunt eu așa și stresată și așa avea nevoie de puțină odihnă și vreau să merg și nu știu când o să mai pot, pentru că, hei, va veni vlogul și toată nebunia, hai să mergem. L-am luat pe grăsan, ne-am urcat în mașină, el conduce, eu filmez, pozez, fac diverse și am zis să venim și să stăm, să ne relaxăm, să ne destindem, să mâncăm, să ne plimbăm, să ne bucurăm de zilele astea cât încă se mai poate. Și e și vremea asta faină. Suntem cazați într-un Airbnb, așa cum vă spuneam. Airbnb pe care l-am găsit pe site-ul Airbnb-ului. Mi s-a părut mie foarte interesant ăsta. E într-o clădire nouă și o să-l fac turul imediat. E foarte mare, e un apartament foarte frumos, decorat așa modern.
și mi s-a părut destul de drăguț, că nu prea știam unde și încotro, ar fi câteva hoteluri și anumite unități de cazare care mi se par interesante, dar am zis de data asta, hai aici că e disponibil și gazda a fost super, super drăguță, a venit, ne-a arătat tot pe aici, ne-a pus totul la dispoziție, apartamentul e mega, super, ultra dotat, așa că aici vom fi astăzi și mâine, luni dimineață, ne întoarcem în București. Deci asta în linii mari. Până acum, ca să vă faceți o idee, ne-am plimbat, ne-am oprit, bineînțeles, în toate stațiunile posibile, în Bușteni, în Sinaia, am fost la Cantacuzino, ne-am uitat pe acolo, am căscat gura, ne-am oprit un pic de a mânca ceva azi dimineață și cred că va trebui cât de curând să mergem să băgăm ceva la masă, că deja se simte niște multă foame. Frate mi-a rămas undeva jos ca să ia bagajele, strânge pe acolo, nu știu ce face și urmează să vină și el cât de curând și cred că o să stăm puțin să ne odihnim, după care plecăm în oraș și mergem să vedem unde mâncăm. Poate reușesc să fac o rezervare la Bistro de l'Arte. Asta este, cred, restaurantul meu preferat din toate locurile pe unde am mâncat în Brașov. Acolo am mâncat cel mai bine, îmi place super mult și mai e o cafenea care îmi place, mie Jechelius. V-am mai dus prin locurile astea. Nu știu, pentru mine astea sunt mai deosebite, așa nefiind localnic neapărat, că eu nu sunt de aici. Vă dați seama, dar am fost de multe ori și de fiecare dată revin la astea, că acolo mă simt cel mai bine. Dar până când plecăm, până una alta, să vă arăt și ce outfit am, să vă arăt fursocul pe care îl port, ghetuț, ciorăpuț și toate astea și împrejurimile pe aici. Așa că o să iau camera, mă voi da jos despre aceste scaunete, foarte util printre altele, vă voi da jos și pe voi despre această vază și o să pornim și o să procedem de aici, de la intrare. Deci, avem așa doar această intrare, scrie acolo home, cam așa arată apartamentul, este situat într-o clădire nouă și, mă rog, e un complex din ăsta nou cu apartamente. Chiar sper ca mâine să avem lumină un pic mai bună. Uite că nu mi-am dat seama. Eu am zis că e suficient și că o să puteți vedea în felul ăsta, dar se pare că nu este. Mă rog, aici e open space. Deci, vedeți, asta este bucătăria și e foarte frumoasă. Cam așa arată, cu scaunele astea înalte. Acolo am vorbit eu cu voi mai devreme. Încoace toate utilitățile posibile. Aragaz, cafetieră, mă rog, mașină de spălat, cuptoare, frigider, tot ce vrei. Iarăși mese prin partea asta. Aici voiam să vă arăt că este un ceas imens. Ia uitați-vă voi cât a ceasul lui, ca să vă faceți o idee de dimensiune. Uite mâna mea. Deci mâna mea e cam cât cinciu. Acum nu știu dacă mi-a pus focus. A? Uite așa, cred că vedeți. Așa, încoace. Cum mergem? Ar fi livingul. Și uite, văd niște globuloace imense acolo jos, dacă puteți să observa și voi. Mobilier din ăsta modern, scaun foarte frumos, dacă am timp o să fac și niște poze pe aici, sper eu să am, o plasmă pe care nu vom folosi, iar în partea asta este balconul, unde voi încerca eu să intru. În caz că auziți ceva scârțâind, să știți că sunt ghetuțele mele super confortabile, ea că am reușit. Deci, uite, priveliștea, țap, cam în felul ăsta. Uite ce frumos, se vede muntele de aici. Sper că puteți vedea și voi. Asta vă zic, deci e un complex rezidențial, nu știu cum îi spune. Aici este baia din care am vorbit inițial cu voi. Uite așa, sunt două băi, ceea ce e minunat. Toaleta. Pac, pac, pac. O cabină de duș. Prosopele nebunele tot acolo. Iar încoace. Intrăm în cealaltă baie, care este foarte similară primei, numai că asta are cadă. Uite așa, bideu, tot ce vrei tu. Așa, iar încoace este dormitorul. Aici e un dressing mic, unde vă voi arăta eu outfit-ul meu, cât de curând. Iar în partea asta avem dormitorul, care și el este foarte interesant, dar din păcate lumina e în continuare slabă. Și nu știu dacă vedeți acolo pe pereți sunt licheni și am înțeles că sunt naturali. Chiar ne-a spus doamna care ne-a primit, foarte drăguță. Dacă se poate să nu punem mâna pe ei, pentru că sunt naturali. Și chiar arată foarte, foarte bine, sunt foarte încântată de el. Este la vreo 10 minute distanță de centrul orașului, ceea ce e ok, adică 10 minute cu mașina mi se pare destul de ok. Și aici vom sălășlui. Bun, și acum că v-am făcut turul nebuniei, o să cobor și eu să iau ce mai am de luat să-l ajut pe fratele meu cu bagajele. O să ne odihnim puțin, cred. Am de gând să mă și schimb, eventual să fac un duș, după care plecăm în oraș. Dar stați, că am uitat să vă arăt outfit-ul. Mergem acum la oglindă. Mă vedeți? Și insist să mă vedeți ca să observați și eu fustocam. Deci am
Da. Vă sper, pregătiți-vă. Sunt și eu bine în poziția asta așa, școlărească? Am zis să stau și eu așa cool, hip, să fiu trendy, dacă tot am această fustiță de școală pe mine. Cu toate că ea nu este neapărat de școală, e un pic cam prea scurtă ca să fie de școală, dar asta îmi inspiră mie, seamănă cu o fustă de aia de uniformă. Și nu mai știu exact să vă spun de unde o am, e destul de veche, dar e un nou name, adică nu e ceva, nu știu, un brand fantastic, e efectiv o fustă simplă și banală, et, în carouri din astea, nu știu cum să le zic, cadrilată, așa drăguță. Am pe mine sacul ăsta de la Mini Prei, despre care v-am mai tot spus eu, l-am luat recent ăsta, camel, bej, așa, mi s-a părut că merge bine, cu helanca asta de la Liu Jo, un colier la gât, care cred că e de la Asos, e unul de ăsta cu monedă romană, cercei de la H&M, ceasul Splendor, ciorapii ăștia sunt tot așa niște nou neimuri, sunt niște ciorapi maro cu un detaliu interesant pe lateral, nu știu cât de bine puteți vedea acolo. Și mai înghetuțele astea foarte frumoase în picioare, care sunt nu neapărat ghete de munte, adică ele pot fi purtate și în alte condiții, dar mie mi s-au părut a fi ce trebuie pentru mers la munte. Nu știu, le văd așa ca fiind potrivite pentru unde sunt, așa că am zis să mă încalc cu ele. Sunt de la Eco, în cazul în care vă interesează, sunt super confortabile și na, cred că pot să urci liniștită pe munte. Nu că ar fi cazul pentru mine, dar am zis că hei, merg binișor. Poșeta care e de la Zara și cam ăsta a fost outfit-ul meu până la momentul de față. Nu știu de ce fac așa, vă zgândări și pe voi. Ok, mă duc. Trebuie să vă arăt ce a pus fantastic. Sunt niște culori atât de puternice. Știu că la voi se vede mai mult roșu, dar să știți că e o combinație de roz, de mov, de roșu, de albastru. E ceva wow. Deci, mamă, cât de fain. Vedeți? Și de acolo apune soarele. Zici că sunt fâșii de sânge. Arată, puf. Mi-am schimbat outfit-ul și am plecat în oraș. Mergem să vedem dacă avem oare cumva baftă să prindem și noi o masă fără rezervare la bistro de lat. Deci mergem așa la super ghici, pentru că de câte ori am mâncat eu acolo a fost cu bătaie pe masă. Adică știu din experiență că trebuie făcut rezervare întotdeauna cu câteva ore înainte, că acolo niciodată nu prinzi. Așa că acum, având în vedere că nu am făcut rezervarea, mergem, întrebăm și dacă nu se poate și nu au nimic liber, ceea ce probabil că va fi cazul, măcar facem acum pe loc rezervarea pentru mâine și mâncăm mâine acolo. Iar în seara asta vedem cam pe unde putem să îngurgităm ceva. Este mega super întuneric, cred că și vedeți, deși nu e mai mult de 5 jumate, nu? Cred că atât e. 5 jumate. Da, dar e un beznălău, deci s-a întunecat de mult. Zilele trecute văzusem luminițe din astea puse și în București, am văzut că le puseseră undeva pe la Romană, zona aia, și văd că deja sunt și în Brașov. Și nu doar că le-au pus pe sus, dar dacă vedeți, e acolo și un brăduleț, care e deja decorat, ornamentat tot acămul. Deci e clar, mai e puțin și Crăciunul e aici. Am ajuns la locul faptei, ne pregătim să intrăm, să vedem dacă avem baftă sau nu. Cred că se duce de râu pe lumea asta. Glumesc. Am găsit masă. Nu știu, prin ce miracol, dar nu este plin, nu este full, ca întotdeauna. Cred că am eu o baftă divină, pentru că sunt chiar foarte multe mese libere. Bineînțeles că au în majoritate bilețele din alea de rezervat, dar chiar am avut super mega baftă și am prins o masă foarte faină, chiar aici, în zona asta, unde am un pian în spate, dacă puteți observa. Și am și meniu, urmează să vă arăt imediat, ne uităm pe el, iar atmosfera este aia pe care știu eu dintotdeauna, foarte caldă, foarte plăcută, e chiar super, super fain și frumos. Eu aș fi vrut dintotdeauna, nu știu dacă v-am mai zis, dar eu visez dintotdeauna de când vin să mănânc aici, visez și eu să prind o dată loc, uite acolo, la geam, să văd și eu frumos, dar nu s-a întâmplat până acum și nici nu cred că se va întâmpla. Să-i le zic că vreau și o masă aia de la geam? A, să facem pentru mâine. Îți place, mai vrei? Îmi pare rău pentru purici ăștia pe care îi vedeți, dar n-am ce să fac, e o lumină foarte slabă și așa, o atmosferă plăcută, o relaxantă, însă eu zic că se vede cât de cât. Așadar, ăsta este în principal meniul zilei, iar în partea asta sunt selecțiile obișnuite, lucrurile pe care le găsim în mod normal în meniu. Avem odată supa asta cremă de mazăre cu mere de iarnă fermentate și jumări, care sună mega bună și îmi voi lua, bineînțeles, fără jumări. Jumările nu mi-au plăcut niciodată, nici când mâncam carne nu mi-au plăcut, dar acum poate mai mult, deci am în vedere că sunt opționale, o să-i zic să-mi scoată asta, deci mi-am supa asta cremă. Frate mi-a zis că vrea supă de roșii? Da. Ai zis? Da. Și un burger. Și un burger, pentru grăsan, un bistro burger, pe care dacă nu mănânci pe tot, te mănânc eu pe tine.
Așa. Cred că o să mai iau eu o salată, văzusem asta aici, salata asta, numai că o să zic să-mi scoată brânza de capră cu legume și fructe rumenite. Sună genial, prune uscate, ceapă roșie, mere, pere, cartofi, crocanti, e oh, splendid. Și de băut, nu? Da, și m-am uitat la o ce vrei tu? Cola. Cola? Ok, o cola pentru gras și mai mine probabil o apă minerală, ceva de genul ăsta. Deci cam asta ar fi. Știu că am mâncat eu acum ceva timp când am fost aici, supa asta de ceapă, care este cea mai bună supă de ceapă pe care am mâncat vreodată în viața mea. Nu merge fără brânză, că altfel mi-o luam iarăși. Dar în cazul în care voi nu aveți astfel de, nu știu, de obiceiuri alimentare, recomand asta, că este atât de bună. Vai, fantastic. Am văzut în viața mea o de vișine. E prima dată când întâlnesc așa ceva. Și nici brandul ăsta sau ce-o fi, cerbul acru. Foarte tare. Tocmai am plătit nota și voiam să vă arăt ceva foarte tare. Deci pe chelnerită o cheamă Dede, bă, care erau șansele să fie Dede care aduce nota lui Dede și o servește pe Dede. Să se vadă aburul. Uită-te tu, deci este atât de fierbinte. Mi l-a scos acum de pe rotisorul ăla și uitați-vă la el cât aburoiul iese. Frige, e fierbinte, frige, frige. Abur, da? Cred că se vede și mai bine acum. Sunt oarecum full, adică am mâncat foarte sățios la bistro de la arte acolo. Nu pot să zic că am mâncat mult, pentru că n-am mâncat decât supa aia și o salată, care salata a fost destul de subțirică, dar ingredientele alea nu știu din ce sunt făcute, cum sunt obținute, însă au fost foarte, foarte gustoase și a fost așa de sățioasă mâncarea, super bun, mi-a plăcut maxim. Și din câte înțeleg, i-a plăcut și croissantul, da, nu? Chiar a fost bun și am mâncat aproape tot, adică n-a putut el să mănânce până la... A fost mai mult decât la tine. Corect, da, la el a fost un pic mai mult, burgerul ăla a fost mai consistent și e de apreciat. Cu toate astea l-am ajutat și eu, adică am mâncat cam un cartof jumate de la el de acolo. Și chiar venise chelnerița săraca, chelnerița Dede, a venit de două ori să întrebe dacă a terminat de mâncat, dacă poate să ia farfuria, ce face. Că lăsase jumătate acolo în farfurie și se tot uita. În fine, până la urmă, cu chiu cu bai, am reușit de a mâncat. Însă a fost super, super plăcut și cred că am ajuns foarte bine la ora la care ne-am prezentat noi. Pentru că după noi au început să vină și au început să vină și au început să vină. Și din câte am văzut, e și o aniversare care se ține acum, chiar acum, în seara asta, acolo. Deci era cu la mulți ani, cu baloane, cu nebunii de genul ăsta. Și cred că nu mă mai vedeți, e cam întuneric, dar stați așa că ajungem curând de tot la un bec. Și apoi am fost și ne-am luat chiurtoș pe care așteptăm să se mai răcească puțin, pentru că momentan frige mult prea tare. Ne-am mai învârtit puțin prin centru, dar foarte, foarte, foarte puțin, pentru că este super aglomerat. Deci, ce am văzut, erau puhoaie de oameni. Nu e foarte frig, vă dați seama, dacă rezist eu încă așa, doar cu sacoul și cu blanoaca asta pe mine, este relativ acceptabil. Iar pe aici, dacă vedeți, e destul de liniștit, nu prea se aude nimic, în afară de tropăitul tocurilor mele, nu prea e nimic, sunt așa vreo doi oameni rătăciți și din fericire am găsit și un loc de parcare. Nu știu cum, prin ce miracol, poate e ora cea responsabilă, dar am găsit loc de parcare și spun asta pentru că, dintre toate orașele României pe unde am povestit și eu, în Brașov mi s-a părut cel mai cumplit cu locurile de parcare, cel puțin aici central. De fiecare dată când am fost, chiar și ultima dată când am fost chiar cu fratele meu, ne-am învârtit de ne-a venit rău pe străduța asta, nu știu cum se numește, e ceva oricum în centru istoric, dar ne-am învârtit de ne-a venit rău, de 4 ori cred că am dat roată străzii ăsteia până când a plecat cineva și a reușit să găsim un loc cu plată și ăla, adică să ne înțelegem, să nu credeți că parcăm așa, că am căutat noi loc, vezi Doamne, fără plată și de asta nu găseam, nu, iar acum la fel, am găsit un loc cu plată și ne îndreptăm spre el și vă dați seama că este la mama naibii, având în vedere de când vă tot povestesc aici. Dar, da, voiam să ne mai plimbăm, aș fi vrut să mai stăm puțin prin oraș, însă este mult, mult, mult prea aglomerat, așa că o să lăsăm asta pentru mâine. Acum mergem înspre casă, unde eu am de lucrat, am de editat și de lucrat altceva pe seara asta,
dar trebuie să editez clipul care va intra mâine pe canal, pe care l-am filmat și care nu este editat. Și sunt atât de obosită încât numai de editat nu merge în momentul de față, însă trebuie. Așa că cu asta mă voi ocupa. Și aș mai vrea, dacă se poate, o baie foarte ferbinte și să dăm căldura aia mai la maxim, așa, pentru că mie o să-mi fie frig, desigur, să mă înfrupt și cu acest chiuhtoș și gata. Pot să zic că a fost o zi absolut minunată. Mânci acasă? Nu intră nimic acum. Ești fulă? Rău. Și eu sunt, dar e prea bun ăsta și e cald. De asta zic să mănânci acum, că e cald. Ia uite ce am făcut aici, ce contraption. Fii tu atent. Da. Mam. Nebunie. Am un prieten care e plecat în Germania și de fiecare dată când trec pe aici prin centrul Brașovului, mi-aduc aminte de... Adică văd și story-urile de la el și e asemănător cu... Da. Păi, ăștia sunt da, știu, la da, tot nu. Bază, da. De ce râs tu? Deci eu sunt foarte curios să văd unde o pune, de bani și eu. Cine știe? Stai seama dacă e ăla un... Eu nu știu dacă voi m-ați observat, dar eu acum mi-am dat seama, tocmai am ajuns acasă și în timp ce eram în lift mă uitam așa la fața mea, la cum mi-a rezistat machiajul. Și ce să văd eu? Ne-am avut rimel astăzi. Nu știu cum am făcut, ce am făcut, dar cert este că atunci când m-am machiat azi dimineață, n-am conștientizat că am rimel. Am filmat așa, am făcut poze așa, deci așa am fost toată ziua. Să ziceți dacă v-ați dat seama până la momentul ăsta în care am menționat, eu să-mi spuneți dacă ați observat, pentru că eu habar n-am avut, deci acum am conștientizat că nu am avut un fir de rimel aplicat. Ai, sunt sănătoși! Așa, și acum am să mă așez pe tine. Nu, mă așteptam. Uite așa, ca să-mi faci și mie. Îmi faci și mie masaj? Nu. Îmi machiez? Nu. Măcar un pieptănat? Bine. Nu mă demachiez? Nu. Hai de mă. Trebuie să mai insist. Cum mai va mersi asta toată ziua fără rimel? Mă lasă încolo de treabă, uite-te bine. Asta nici... O, ia, uite, nici focuță nu vreau să-mi pun. Cum, Doamne, iertă-mă, de nu mi-am dat seama. Uite-te tu. În cazul în care vă întrebați la cine uităm, vă arăt imediat. Dacă s-ar și vedea ceva. Vai, ce bestie. Bună. L-am lăsat pe grăsan să uite la animale și acum eu aș vrea să mă bag să fac un duș sau să fac o baie, nici nu știu, mă vedeți cam albastră în momentul ăsta și că râie așa. Nu știu ce să fac. Ce fac acum, grasule, baie sau duș? Baie. Baie, gata. Mergeți să căutăm baie. Ia să vedem. Calorifer cald. Ah, ce bine e. Altă viață. Ia, uite, deci avem cada, da? Ok, deci o să fac baie, nu vă mai zic nimic în seara asta, că deja încep să mă pierd. Așa că o să mă bag în cadă, după care mă pun să lucrez și să editez și o să ne auzim cel mai probabil mâine dimineață, da? Deocamdată, ca să știți, ăsta este planul. Noapte bună, să-mi șervi să plăcute, revin în zări. Vă mai rețin exact dacă v-am spus, însă ieri odată ajuns la cazare, am constatat că era un
piculeț mai rece. Nu frig, în niciun caz, era suportabil chiar și pentru o friguroasă ca mine. Însă aseară, odată ce ne-am întors și am capitulat, am picat, am rămas în casă, deci n-am mai plecat deloc, am zis, ia hai să facem noi puțin termai cald pe aici, că parcă ar merge un pic. Și apa mai caldă, ca să fie baia aia bună, așa, adică eu nu fac decât băi fierbinți, așa că am dat centrala puțin mai tare. Și numai bine că am dat-o puțin mai tare, atât de tare, încât mă vedeți că momentan vorbesc cu voi de pe balcon. Dacă vă dați seama, sunt aici așezat în scaunele astea, fotorile astea super confortabile și fiind munte și fiind și dimineața, vă dați seama că nu cred că sunt nici 10 grade, dar m-am încălzit așa de tare dincolo, bine, m-am și agitat acum, m-am spălat pe dinți, m-am spălat pe față, mi-am băut și o cafea, mi-am făcut abieturile de dimineață, însă m-am încălzit suficient de tare încât am zis ia stai să ies eu să iau puțin aer din ăsta curat, așa rece, crisp, cum zic cu englezii, și e plăcut. Ah, am scutuit puțin. La fel a fost și azi noapte, deci am dormit buștean și de oboseală odată, dar era căldura aia foarte, foarte plăcută. Eu am și pijama asta foarte pufoasă, groasă pe mine, nu știu cum mai țineți minte, dar am trecut de la Pepco asta cu urși ăștia polari. A rezistat așa de bine, chiar trebuie să mă duc pe la Pepco neapărat zilele astea, mai ales că ar trebui să faci și colecțiile de Crăciun, mă gândesc, și chiar aș vrea o pijama din asta pufoasă, dacă mai găsesc, ar fi super fain. În orice caz, nu m-am învelit azi noapte, deci aveam posibilitatea asta, frate mi-a dormit din coace, eu am dormit în dormitor și aveam posibilitatea asta, dar nu ne-a trebuit niciunia dintre noi, nici pătură, nici plapumă, nimic, pentru că era într-adevăr foarte cald. Și momentan am lăsat, uite, dacă vedeți, este ușa deschisă, ca să se aerisească un pic. Partea bună a seara este că mi-am terminat tot ce aveam de făcut, mi-am finalizat vlogul, mi-am făcut și thumbnail-ul, am editat puțin și alte chestii, am răspuns la niște mail-uri, am terminat un raport, deci am fost foarte, foarte productivă seara mea, chiar dacă m-am culcat destul de târziu. Așa că acum o să mai stau un pic pe laptop, după care o să pun și eu fața, să mă îmbrac și după gândesc să mergem undeva să mâncăm. Zic, sau măcar o cafea. Să luăm și poate mergem să mâncăm la prânz, nu știu exact. Tot ce știu este că vrem să ajungem astăzi la Jechelius, pentru că i-a plăcut grasul lui de când l-am dus prima dată acolo. Jechelius fiind un fel de cafenea, așa, un local super, super drăguț, unde am mai filmat eu. Decorat în stil vintage, cu mobilier din ăsta vechi și cu multe pahare, sticluțe, pahare berzeliuse, prubete, în general instrumente de astea pe care le-am găsit într-un laborator de chimie, chiar îi spune pharmacy cafe și e foarte fain acolo, de când știu eu cafeneaua asta merg întotdeauna când ajung la Brașov, l-am dus și pe el, cred că prin primăvară, iarnă, când am fost ultima dată, i-a plăcut și acum mi-a zis el și că să mergem la cafenea White. Bă, bravo, gras, uite, a ținut minte și i-a plăcut și la bistro, unde am fost și aseară și am mâncat, deci cât de bună a fost mâncarea. Da, genial. Da, așa că, cam asta o să facem. Am luat la mine, să știți, niște produse cosmetice de la Dermacol, alea cu care am venit acasă acum, nu mai știu, acum câteva vloguri. M-am dus eu și m-am întâlnit cu o tipă de la ei, v-am povestit atunci, cred că v-am și luat cu mine, am venit acasă cu niște produse cosmetice și le-am luat la mine, adică am luat punguța aia, eu nu m-am atins de ele până acum, deși le știu pe majoritatea, deci exceptând câteva produse care sunt noi în punga aia, eu le știu, le-am avut, le-am folosit, vi le-am și recomandat pe unele de altele, v-am zis, care nu mi-au plăcut, dar le-am luat acum la mine pentru că m-am gândit că este posibil să plouă sau să fie o vreme urâtă și zic că măcar dacă o fi să stăm în casă să fac ceva, că aici este drăguț și mă gândeam că poate filmez în vreun fel, poate facem un fel de, nu prea merge first impressions, dar să mă joc cu ele, să le aplic, să vedem, poate facem un machiaj cu ele, habar n-am. Cert este că, având în vedere cât de deșteaptă am fost ieri, că mi-am uitat rimelul, asta clar că n-am rimel la mine, adică rimelul meu nu ce am împungat de la Dermacol, 100%, dar că nu m-am dat, deci eu când am plecat de acasă nu m-am dat cu rimel, nici nu l-am luat cu mine, o deșteaptă totală, însă m-am uitat acum în punga pe care am luat-o cu mine de la Dermacol și din fericire am rimel acolo, mascara vreau să zic, deci bine că am, că altfel iar stăteam cu genele astea, așa mă vedeți oricum că sunt foarte senzou. Și în caz în care n-ați observat, că nu cred că am apucat să vă zic, mi-am rezolvat ce probleme avem, deci știți că avem spațiile alea, e de aici. Vedeți ce frumos mi le-a făcut? Nu se mai vede nimic. La fel, mi-am rezolvat partea asta de aici, pe asta ați văzut-o deja, i-am și albit. Lucrurile astea cred că au apărut o parte în ultimul daily vlog pe care l-am filmat, dar asta e recentă. Deci arată foarte bine la momentul de față. Iubesc pe oamenii că mi-au rezolvat aceste bube. În orice caz, da, cam asta ar fi. Așa că zic să mergem să ne machiem. Hai să vă arăt ce și cum am și în punguța aia. Mergem la baie dacă e să ne machiem. Deși eu aș vrea să mă machiez aici, că e lumina naturală, ar merge mai bine. Nu știu că găsesc o lumină, oglinjoară, ceva. Nu lumină, oglinjoară am vrut să spun, că nu mi-am luat la mine oglindoi. Am plecat cu oglinzile mele mici,
Da, parcă tot așa, că poate fac eu un cântreap și ceva, un turnulez din ăla de hârtie igienică și folosim o oglinjoară mai mică, că n-am oglindă mare, nu m-am gândit să fiu la mine, vezi, doamne, ce tutorial de machiaj fac eu fără oglindă, sunt praf. Hai să vedem, tot așa, și poate mă vedeți că sunt cu părul un pic mai bine decât eram când m-am prezentat inițial, pentru că m-am dat cu batist. Nu vă gândiți că m-am spălat pe cap, că nu v-am spălat pe cap, dar m-am dat cu batist. Ia să vedem, domnule. Avem noi aici, e plin de căprioare, bine că mi-am luat alicea, iar voi nu mă vedeți. Întorc camera să vă arăt. Deci, uite așa, ăsta este punctul minunat despre care vă spuneam. Avem multe chestii, printre care mascara, mulțumesc. Avem măști de față, pe asta nu o să le folosesc, vă dați seama. Asta cred că este o cremă de față. Aici sunt niște scrub-uri, sau mă rog, este un scrub. Am vorbit de multe ori despre genul ăsta de produs. E foarte mișto și e, mamă, e ăla care îmi place mie. Cu ciocolată belgiană și cu portocale. Miroase splendid, ăsta am avut și gelul de duș, am avut și săpun lichid, am avut și scrub-ul. Deci ăsta este preferatul meu dintre toate, e super potrivit, mai ales pentru sezonul în care ne aflăm. Un de ten, niște blanșuri, astea sunt noi, aș vrea să-mi încerc. Dar e crema de mâini. Mă rog, merge, e mâncabil. Oricum, asta e, crânțele, niște creme. Așa, asta cred că este tușul. Mai avem un de ten, astea sunt niște măști pentru față, pudră. Iarăși, cred că avem un concealer aici. Sunt mai multe chestii, rujuri, creioane. În fine, o să facem o selecție din ele. Mă machez cu câte ceva de pe aici. Avem așadar acest edificiu de mare angajament și de mare succes, ăsta fiind, cred eu, un coș de gunoi pe care l-am pus cu fundul sus, iar aici o rolă de hârtie, pe care le voi folosi ca suport, iar voi veți sta undeva pe aici. Mi-am adus și trusa mea cu produsele mele de machiaj, Batist. Clame, aici sunt niște pensule care nu au fost intenționat, sunt pensulele mele vechi, dar tot de la Dermacol, sunt foarte bune astea și da, văd că sunt puține mâridare pentru că ce se duce folosesc, iar în partea asta am produsele, dar stau să vă așez ca să ne și vedem la ochi. Așa, astea măști de față, cremă nu ne trebuie, că nu aplicăm în momentul ăsta, că dacă am primer pe aici, știu că aveam. Dacă îl vedeți, scrie acolo Black Magic Primer, Makeup Base cu cărbune din ăla activ. Acum nu vă speriați pentru că eu am mai folosit chestia asta, l-am avut acum, nu știu, cred că anul trecut am fost ultima dată cu ei în Praga și din ce știu, anul ăsta n-au ținut evenimentul ăla cu bloggeri, că altfel credeți că l-aș fi fost și eu acolo, pentru puțin așa mi-a zis tipa foarte drăguță cu care m-am întâlnit. Uite așa, arată primerul, este ăsta. Avem aici așa, zic că asta ar fi o pudră care funcționează și ca fond de ten. Acum, eu în general așa nu sunt fan al pudrelor folosite pe post de fond de ten, adică vreau ca fond de ten să fie fond de ten, pudra să fie pudră, așa că o vom folosi strict ca pudră. Așa arată, ăsta este ambalajul. Țac, ăsta de aici. Vi l-am mai arătat și postal, știți cu siguranță. Și uite așa, e o chestie destul de deschisă la culoare. Fondul de ten, uite așa, arată cu o spatulă din asta. Mascara, doamne ajută. Am tuș, din ce știu eu, ăsta este tușul. Sunt ambalaje din astea zebroase, vedeți, cu negru, cu alb. Imită ceva imprimat de animal. Dacă mă tot simțiți că tușesc, ceea ce am făcut și în clipul de ieri și de vreo săptămână încoace, este o tusă foarte tâmpită, pentru că mi-a trecut răceala, deci nu sunt răcită, nu mă doare nimic, nu am usturime sau ceva în gât, efectiv îmi vine să tușesc așa de amoacă, fără niciun motiv. Un concealer din ăsta lichid, care arată așa, pac, ruș, cică matte lipstick. Ia, e de ăsta care face țac. Deci arată așa, și este un maroniu, dacă îl puteți voi observa, un maroniu nude. Interesant e să-l vedem pe ăsta. Ia, se vede ceva acolo la voi, țac, pac. Drăguță culoarea, e mat. Uite așa, îl vedeți? Frumix. Uite ce frumos e asta. Îl vedeți acolo? Uite așa, nu știu cum rezistă, dar vom afla. Întâi să mă hotărăsc cu care dintre astea mă dau. Blașurile, astea trei,
ăla avea și un capac, dar hei, s-a pierdut pe drum. Cam în felul ăsta, pe astea nu le-am încercat. Deci astea sunt produse noi, clar. A, și vi le linkuiesc pe toate în descriere. Dacă vă interesează, vi le linkuiesc pe toate în descriere. Ca idee, cred că găsiți tot ce este aici pe elefant. Trebuie să mă fac eu, uite, așa sexy. Ziceți voi că nu sunt răpitoare. E ok, tutorialul de machiaj se încheie aici, pentru că oricum arăt extraordinar cu această coafură și nu mai am nevoie. Glumesc, desigur. Așa. O lăsăm pe asta să intre ca lumea în ochi. Și o să aplic da, niște primer al meu, ăsta de la MAC. Dacă mi-ar pune niște focus, e păducă săracu, deci este terminat ăsta de... Când lumea mai are puțin de tot în el, prepem prime ăsta. Hai, prietene. Uite așa. Pac. Bine. Pac. Pac. Acum, baza, să aplicăm și de asta, deși nu știu dacă mai e necesar, având în vedere că am aplicat crema, dar hai să fie, uite așa, am luat un bebiț, foarte mic, și o să-l aplic în zona T, pe aici, pe la obraj, pe vârbie. Zac. Ce mișto este, machiez văzând muntele în față. Dacă ar fi și astăzi vremea la fel de faină cum am fost ieri, ar fi minunat. N-am fost soare să scoți limba pe afară, chiar vorbeam cu o prietenă și îmi spunea că în București era destul de frumos. Dar, adică soare, cald, 20 de grade, pentru noiembrie e, mamă, mega wow, n-a fost chiar așa aici, dar oricum, o vreme foarte plăcută pentru noiembrie, pentru munte, pentru Brașov, e foarte ok. Deci, fața mea, cam în felul ăsta se prezintă la momentul actual. Vreau să fixez ăla pe ochi, primer pentru ochi, așa că o să mă vâr nițeluș aici. Pac, ia, glinger, mulțumesc. Și o să dau, uite așa frumos, să fiu sigură că stă acolo toată ziua. Pac. Nu știu de ce aveam eu senzația că am și o paletă de culori, adică de farduri de ochi. Eu aveam în capul meu machiaj, chestii nebunii, colorăciuni, dar nici eu nu m-am gândit să iau, un pungă nu m-am uitat, am venit cu el așa. Deci, mă descurcăm cu ce avea. Bun, acum e acum. Hai să vedem ce tuș folosim. Eu odată, mamă, ăsta e de la pe bază de gel, deci ăsta e cu pensulic, vedeți? Nu știu dacă mă bag la el acum, pentru că aș vrea să stau cu coatele rezemată pe ceva ca să-l pot folosi, așa că o să intrăm în celălalt, ăsta de aici, care cred că e din ăla clasic. Da, uite așa, cu aplicator. Ia să vedem cum ne descurcăm cu ăsta, cum ne împăcăm. Ia, prietene. Întâi înghiodiți. Uite așa, avem chiodiți, da? Cam așa, nu e rău, dar trebuie manevrat repede, pentru că se usucă imediat. În secunda 2 s-a uscat și dacă nu l-ai aplicat cum trebuie din start, o să ai probleme după aia cu definirea liniei. Acum depinde și cât de bine vă mișcați voi, cât de abile sunteți cu pensula. Însă în cazul meu vedeți că trebuie să mai corectez din când în când, trebuie să mai ajustez, așa că... Nu știu ce să zic. Altfel, culoarea e mișto. Negru e opac, formula e ok, n-am plângeri de genul ăsta. Doar că trebuie așa, din start, din prima trebuie să-ți iasă. Cam așa, până la urmă ce am făcut e că am luat aplicatorul meu, aplicatorul de la Essence, ăla albastru despre care v-am tot zis și l-am vârât în produsul lor, adică cumva combinând pensula de la al meu cu produsul lor, pentru că nu mă prea descurc cu aplicatorul ăla, e posibil să fie și poziția de vină. Așa, negru e ok, adică e opac, se aplică ușor, nu e vorba de asta, dar cu pensula, poziția în care mă aflu și având în vedere că se și usucă destul de repede, am zis că mai bine să manevrez cu ce am eu. Așa că am făcut și asta. Acum să trecem la partea de rimel, abia aștept să am și eu rimel. Karen Length Volume Mascara. Ăsta mai venea într-o variantă, parcă cu negru și cu roșu, era varianta de Angel și varianta cu Devil. Și mi-a trebuit să fac varianta cu Angel. Așa arată pensula, dacă puteți voi vedea, e una din asta foarte grasă, foarte pufoasă, curbată. Și abia aștept să am gene. O să fie chiar minunat. Să am și eu așa ceva. Altă viață, domnule, parcă încep să arăt și eu om. Trecem mai departe la fondul de ten. Am două nuanțe, unul Pale 3 Nude. O să vedem. Mi se pare un pic cam închis. Cred că o să fac o combinație între cele două. Aoleu, dar mi-am uitat Beauty Blender-ul. Mă duc să adu Beauty Blender-ul. Am uitat. I'm back, baby. Ia să vedem. Beauty Blender-ul meu, care întotdeauna sfârșește într-o hârtie igienică, într-un șervețel, după ce îl spăl, ca să mai absorbă puțin. Da, deci, hai să vedem cum facem cu ăsta. Ideea ar fi... Că ăsta mi se pare prea deschis, celălalt mi se pare prea închis, așa că o să facem o combinație. Deci o să pun odată un pic din ăsta, zac. După care o să pun, iată așa, sper că vedeți acolo, un pic din ăsta.
O să ias un zarzavat. Care? Sperăm că se va așeza cum trebuie și va arăta bine. Ia. Îl aplic și pe gât să n-am linii. Uite. Cam așa. Zic că arată destul de bine. Așa. Fac. Foarte mișto concealerul, îmi place cum a iluminat. Cred că vedeți și voi acolo că e zona așa un piculeț mai deschisă. E destul de puternic și n-am aplicat o cantitate mare, cred că ați văzut. Formula e apoasă, dar super puternic. Văd că n-am produs pentru sprâncene, nu mi-au dat, așa că o să-l folosesc pe al meu. Un pic de blush, ruj și am terminat. Pentru blush, acesta, cu 03 ăsta, și o să aplic direct în obraj, zic eu. Vedem ce iese. Cred că m-am dat... ce frumos! Deci mâna asta am frecat-o cumva de pantaloni, astfel încât în momentul de față am ruși pe urși polari. Ce are? Niște urși dați cruși. Uite așa. Deci, hai să vedem. Și gata! Acum o să iau degetul și o să-l împing așa frumos în piele. Să-mi dea un pic de culoare. Îl urc puțin spre tâmple. E fain că e construibil. Adică poți să aplici mai mult sau mai puțin și el se duce. Adică se pierde așa în piele, nu rămâne deasupra. Se topește efectiv. Uite așa, e o nuanță foarte, foarte discretă, o roșeață foarte discretă în obrajii mei. Acum să mă dau cu niște ruși. Cred că mă voi da cu... creionul ăsta mi s-a părut foarte drăguț, ăsta, rozul ăsta, cu creion și ruj creion pe deasupra. Ia, vedem, întâi să conturăm un pic, e un roz așa, nuanța ăstuia, ne zice ceva pe aici? Nu pot să fie. Dacă găsesc, vă las în descriere, dacă nu vă pun link la toate. Cam așa, uite, sper că puteți observa ce textură interesantă are ăsta pe buzele mele. E, nu știu cum să descriu, e semi-mat ceva în zona asta, s-a aplicat foarte ușor, e super cremos și a fost super plăcut. Deci ăsta cred că îmi place cel mai mult dintre toate. Acum ce o să mai fac, dacă am luat la mine, da, se pare că am luat, o să fixez toată duda cu ăsta de fixare de la Makeup Forever, care nu mai are capac, și gata, cam ăsta e machiajul zilei. Așa. În continuare e lumina asta foarte proastă aici, dar sper că totuși reușiți să mă vedeți un pic și să vă faceți o idee asupra ce port. Am pe mine rochița de la Zara din ultimul haul filmat, aia cu găurile așa în mâneci, dacă vedeți că o față de masă găurită. E cu fusta asta cloș și, mă rog, e destul de grosută, e un tricot foarte gros. Cizmele mele de la Stuart Weitzman, pe care le-am avut și aseară. Poșeta pe care am avut-o și aseară, asta de la Liu Jo. Uite așa arată, dacă ar funcționa, niște focus. Ați vedea, dacă nu, va trebui să mă credeți pe mine pe cuvânt. Mănușile astea vintage, încerc eu, uite, m-am zguduit un pic, dar încerc să vă arăt. Mănușile astea vintage, în urechi mi-am pus niște cerceluși de la Another Stories, clămița, asta mi-e fața, rușul deocamdată văd că ține destul de bine, este strong, așa, nu că aș fi mâncat ceva, acolo va fi proba de foc, dar cam așa cred că voi defila astăzi, sper să nu-mi fie frig, dacă e ceva mă mai schimb. Mă duc acum să-mi iau și parpalacul pe deasupra, vi-l arăt imediat, stați așa. Ia. Să vedem. Cred că se vede de acolo. Uite așa. Tac. I-am pus și o broșă în pept. Uite, o chestie de asta handmade, super drăguță. Am primit-o de la una dintre voi, nu mai țin minte exact de la cine, dar e făcută de cineva din timp alaban. Foarte faină, îmi place mult. Așa, pac, pușetuți și cam în felul ăsta voi fi eu astăzi, cel puțin până la temperaturi mai scăzute. Deci să luăm și mânușile și să plecăm.
ceva dubios, să știți că suntem la o vulcanizare, pentru că se pare că mașina lui frate meu are ceva probleme, căcauciucurile. Prin urmare am venit la o vulcanizare după ce ne-am învârtit foarte mult pentru că nu găseam niciuna deschisă. E duminică, știi, și puțin mai complicat, dar până la urmă am găsit și acum un nene care lucrează acolo. În altă ordine de idei, așa cum era de așteptat, vă voi șoca, pregătiți-vă să vă tăvăliți că n-ați auzit așa ceva în viața voastră, nici nu era previzibil. Am trecut pe acasă și m-am schimbat. Pentru că ce să vedeți, unul se lasă frig și nu aveam decât rochița aia pe mine. Nu m-am gândit să-mi fac niște ciorapi mai groși și doi la mână, dacă vrem să ne plimbăm, să mai explorăm, să avem timp de căscat gura, ar fi fost bine să nu mă fi încălțat cu cizme cu toc, mai ales în condițiile în care centrul vechi din Brașov este plin de piatră cubică, astfel încât mă vedeți, da? Deci m-am schimbat în ceva confortabil, am pe mine, uite, da, puteți vedea, am blugi, am un provăraș de la H&M foarte drăguț, sacul tot ăsta de la Minipri, bijuteriile, ceasul ăsta frumos de la Olivia Borten de la Splendor, aceiași cercei, machiajul e același și voiam să vă arăt și rujul meu, care să știți că a rezistat exemplar. Deci, uite, l-am reaplicat, l-am retușat un pic pe aici pe la colțuri pentru că mi se făcuseră niște firișoare. Dar altfel, fața mea e intactă, deci nu mi-am făcut absolut nimic. Nu mi-am aplicat ceva în plus, nu m-am șters, nu m-am... Adică e beznă și nu cred că e mai mult de ora 6, iar noi ne-am oprit un pic înainte să mergem să mâncăm undeva la Turnul Alb, de unde se vede foarte frumos Brașovul și da, am această coafură foarte excentrică. Am mai fost aici de câteva ori de când vin eu la Brașov, dar n-am fost niciodată noapte, de fiecare dată am mers într-o zile și știu că vezi perfect. Și chiar în zona centrală, cum se numește Neagră, Turnul Sfatului, tot centrul ăla foarte frumos. E, cum ar trebui să fie cu miniții? Și chiar ne uitam că am trecut astăzi prin Piața Sfatului și au adus bradul de Crăciun, au pus și ei toate decorațiunile, așa cum v-am arătat și ieri, însă bradul, pardon, este un dita mai, așa un animal și îl montau. Așa că îmi imaginez că o să fie tare frumos. Numai că nu ne-am sincronizat noi cu timpul neapărat, adică dacă veneam să fie două săptămâni, cred că prindeam cu atât mai minunat. Așa că acum o să urcăm, uite, ce vă spuneam, bine, nu, desparte bine. Cam așa arată, se aude și niște muzică, bănuiesc că din centru, destul de tare. Nu știu dacă să-mi iau pizzaro cu blațuri, o brânzică din cajiu, sos roșii, ciupești, măsline, bla bla bla, deci e super vegan. De fapt, toate astea sunt vegane. Și dacă sunt la zania ro, cu de obicei cajiu roșii deshidratate, bla bla bla. Și sunt curioasă și ce au la desert, deci că trebuie întrebat. Dar ar trebui să fie tot din ăsta vegan, tot ce e cu verde, ar trebui să fie din ăsta vegan. Iar grăsanul și ea, un classic club sandwich cu chips, cam așa. Interesant oricum, adică meniul e foarte prietenos cu oamenii care nu mănâncă de niciun fel carne. A venit mâncarea și așa arată pizza mea. Trebuie să recunosc că e un pic neașteptat, adică nu știam că o să fie așa. Să vedem cam cum e, în timp ce frate mi-a primit mâncare pentru 5 persoane. Deci are dat asta de chipsuri pe care voi aștepta sub pe mine. Normal. Și niște sandwich-uri acum să fie cu sosuri. Dar e, cred că asta la congelator de asta e așa tare, altfel e destul de cremos, adică se topește imediat. Cu ciocolată și cu nouă. Cu nuciu. Bun.
Voiam să raportez starea feței mele înainte de a încheia vlogul ăsta. Deja e duminică noapte, ne-am făcut bagaje, le-am strâns cam tot pe aici. Eu momentan sunt îmbrăcată cu tricoul fratei meu pentru că pijamalele mele sunt mult prea călduroase pentru apartamentul ăsta și nu că mă plâng. Dar sunt așa super relaxată, ușor obosită, însă având în vedere că ne-am așezat cu totul, am strâns tot, am împachetat și mâine dimineață nu va trebui decât să pornim la drum. Iar astă noapte pot și eu să mă odihnesc. Sunt mai mult decât încântată. Așa cum ziceam, însă hai să reluăm cu fața mea. Uite, ca să vă fac un close-up, cam așa arată la momentul ăsta. Eu sunt foarte impresionată de ruj, nu știu dacă vedeți, dar mi se pare că a rezistat foarte bine. Deci eu nu l-am reaplicat astăzi dimineață, l-am aplicat în momentul în care m-ați văzut, eram în balcon și mă macheam. Și având în vedere că am mâncat, că am băut și arată, uite așa, eu zic că e destul de bine. Da, s-a mai dus, vedeți, nu mai e forma aia perfectă, s-a mai luat pe aici, însă buzele mele sunt în continuare colorate, ceea ce mi se pare super fain. E un roz așa care, uite, e destul de bine. La fel în zona ochilor arată bine. Fondul de ten s-a mai dus, într-adevăr, pe aici, pe jos. Aici am avut o zgaibă pe care, știți ce am făcut, nu mai reiau. Dar, da, fondul de ten s-a mai dus un pic. Dar, cum am spus, nu am reaplicat, deci nu am retușat, retușuit, nimic. Așa a rămas, deci în felul ăsta arată după, cât să zic, mai bine de 12 ore de când sunt machiată. Eu zic că e destul de decent. Asta seara după ce am plecat de la Macoco, de acolo am venit direct acasă, s-a lăsat un mega frig și nu mai era cazul nici de plimbări și oricum ne-am fățăit destul astăzi, așa că am venit direct acasă, ne-am strâns pe aici, am adunat tot, urmând ca mâine dimineață să mai verificăm o dată, să fim siguri că ne-am luat toate catrafusele și o să plecăm super devreme, undeva în jur de ora 5, ca să ajungem în timp util, ca el să poată, fratele meu, să poată ajunge la ore, eu să plec la treburile mele și să nu pierdem ziua, pentru că în cazul în care ne-am decazat la ora normală, de cazarea fiind undeva în jur de 11, într-adevăr, am dormit mai mult, ar fi mai confortabil, dar dacă facem asta, ajungem sigur târziu, pentru că se întoarce toată lumea înapoi în București, ajungem sigur târziu și dacă ajungem la jumătatea zilei, deja e dusă, e pierdută, s-a terminat. Așa că o să plecăm super devreme ca să nu ratăm ziua de luni. Și cu asta cred că închei aici vloguletele meu de la Brașov. Sper că v-a plăcut varianta pe 2019. Cu toate că am mai fost în Brașov anul ăsta, nu cred că am filmat, nu cred că am făcut niciun vlog. Și cred eu că dintre toate, și cred că sunt vreo două, unul sau două, pardon, nu sunt sigură, filmate la Brașov, cred că ăsta e cel mai fain, să ziceți, dacă sunteți în asentiment cu mine. A, iar asta seara am postat clipul cu Style Iconuri, cel la care editam aseară și mă bucur super mult, am văzut până acum două răspunsuri pozitive, mă rog, a fost cineva care mi-a zis să fac niște machiaje și să mai termin cu prostiile astea, dar trecând de acest comentariu, în majoritatea au fost numai de bine și mă bucur super mult că v-ați activat și că vă place ideea asta a mea. A fost ceva așa, nu știu, care mi-a picat deodată, deci mă bucur maxim. Dar da, cam asta a fost pe weekendul ăsta, cam asta va fi pe mâine dimineață, v-am pus la curent, v-am dat raportul, acum închei, vă mulțumesc mult, mult de tot pentru vizualizare, sper că v-a plăcut relaxat de stins, tot acâmul, sper să reveniți și data viitoare și vă urez o zi sau o seară minunată în continuare, cu pupici rezi, desigur, pupicioși. Always searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me.